Casa Națională de Pensii Publice a anunțat o serie de noutăți cuprinse în noua lege a pensiilor, inclusiv cele legate de cumulul pensie cu alte venituri. Noi categorii de pensionari pot cumula pensia cu salariul. Vine cu detalii și informații Bianca Ogar, că te ascultăm. Bianca este în studio alături de mine, colega mea. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Casa Națională de Pensii Publice a anunțat situațiile din noua lege a pensiilor în care pensia poate fi cumulată cu alte venituri. Altfel, pot cumula pensia cu alte venituri pensionarii care realizează venituri din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale. Ne referim, de exemplu, la acele activități de prestator casnic pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, indiferent de nivelul veniturilor. Ca noutate, în legea pensiilor și pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri, indiferent de gradul de invaliditate. Pe de altă parte, noua lege a pensiilor prevede că nu pot cumula pensia cu alte venituri, de pildă soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmași care realizează venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată sau beneficiarul unei pensii anticipate care realizează venituri lunare fie în baza unui contract individual de muncă, fie în baza unui raport de serviciu. Bineînțeles că nici demnitarii nu pot cumula pensia anticipată cu alte venituri.